Pentru a fi un creștin puternic, este nevoie să știi ce crezi și să fii sigur că ceea ce crezi este adevărul. În al doilea rând, este nevoie să știi de ce crezi ceea ce crezi. Și în al treilea rând, trebuie să aplici în viața ta ceea ce crezi. Sigur că trebuie să ai și o dorință puternică de a aplica adevărul în viața de zi cu zi. Se întâmplă adesea ca oamenii proaspăt convertiți sau cei care nu obișnuiau să meargă la biserică înainte de a fi mântuiți, să fie surprinși de anumite expresii pe care le aud acum. Ei nu înțeleg multe din lucrurile despre care se vorbește în mod frecvent în predicile pe care le ascult. De exemplu, noi cântăm despre sângele lui Isus. Într-un vechi imn chiar există acest vers. E o fântână plină de sângele scurs din venele lui Emanuel. Sună chiar sinistru dacă luăm acest vers și îl spunem unei persoane care nu a fost în viața ei la o biserică și nu a citit niciodată Biblia. Sau vorbim despre reconciliere, răscumpărare, îndreptățire, sfințire, etc. O persoană care nu a avut niciun contact cu biserica și este oaspete la unul din serviciile noastre religioase, nu va înțelege nimic din toate acestea. Nici acela care abia s-a întors la Dumnezeu și a început să ia parte la adunările noastre nu prea știe cum să priceapă aceste lucruri. De multe ori, noi considerăm de la sine înțeles că ei vor ști despre ce vorbim noi. Dar chiar și oamenii cu adevărat interesați de adevăruri spirituale, însă necunoscători, se pot împiedica de astfel de termeni. Pentru unele din adevărurile fundamentale ale Scripturii, va fi nevoie, în cazul unora, de ani întregi până să fie înțelese de plin. Având în vedere faptul că mesajele noastre sunt transmise în mai multe țări și ajung la oameni aparținând unor culturi din cele mai diverse, trebuie să fim atenți și să spunem tot ce este mai important în modul cel mai simplu cu putință. Numai așa oamenii vor înțelege esențialul de care au nevoie pentru ca viața lor să fie salvată. Unul din aceste adevăruri esențiale ale Scripturii, despre care aș dori să vă vorbesc astăzi, este cel despre sângele lui Iisus Hristos. Mulți mă întreabă de ce vreau să vorbesc despre sângele lui Iisus Hristos. Acești oameni îmi spun, de ce nu vorbești despre viața lui? De ce nu vorbești despre minunile și faptele bune pe care le-a făcut? De ce vrei să vorbești despre sângele lui? Dacă nu sunteți mântuiți sau dacă nu vă interesează lucrurile spirituale și auziți pe cineva vorbindu-vă despre sângele lui Iisus, probabil că nu sunteți dispuși să ascultați. Dar înainte de a schimba postul, vă rog să ascultați cu atenție ce voi spune acum. Nu există niciun adevăr mai important în Biblie decât cel referitor la sângele lui Iisus Hristos. De la versetul 1 al cărții Geneza până la sfârșitul Bibliei, Scriptura este străbătută de firul roșu al planului de mântuire al lui Dumnezeu învăluit în sângele Domnului Iisus Hristos. Despre acest lucru aș dori să vă vorbesc astăzi cu încredințarea că dacă veți aplica aceste adevăruri în viața voastră, veți avea mult mai multă putere în viața voastră de creștin. Vă invit să deschideți Biblia la capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Înainte de a citi fragmentul de la care vom porni astăzi, aș dori să vă amintesc puțin care este cadrul în care se desfășoară aceste evenimente. Ioan Botezătorul predică în pustie. Oamenii se adună să-l asculte. Iar saducheii și fariseii sunt foarte curioși să afle ce se întâmplă. Ei îl întreabă pe Ioan Botezătorul. Cine ești tu? Ești Mesia? Ești un profet? Sau ești Ilie? Cine ești tu de fapt? Ioan le răspunde asigurându-i că nu este nici Mesia, nici Ilie, ci doar un vestitor al celui care urma să vină. El nu avea decât rolul de a pregăti calea pentru cineva atât de măreț și de important, încât el nu era vrednic nici măcar să-i lege și returile de la încălțăminte. Din acest punct vom prelua noi textul pe care îl vom citi în continuare. Este vorba despre fragmentul cuprins între versetele 29 și 34 din primul capitol al Evangheliei după Ioan.
A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. În felul acesta, Ioan afirmă faptul că, deși el se născuse înaintea lui Iisus, Iisus exista deja în momentul nașterii lui Ioan pe pământ. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Ioan ne spune trei lucruri importante pe care ar trebui să le știm despre Iisus. Mai întâi, este vorba despre persoana lui. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, este vorba de scopul venirii sale. El a venit să ridice păcatul lumii. În al treilea rând, este vorba de un plan. Conform acestui plan, el s-a adus pe sine ca jertfă pentru păcat. Acum aș dori să deschideți Biblia la capitolul 9 din Cartea Evrei. Puteți să și puneți un semn aici, pentru că vom reveni de câteva ori la diferite versete din acest capitol. Acum vom citi versetul 26 din Evrei 9. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Un om necredincios sau cineva pur și simplu neobișnuit cu Scriptura poate să pună următoarea întrebare: Dumneavoastră vorbiți despre o jertfă omenească? Vreți să spuneți că Dumnezeu, care îi iubește pe toți oamenii cu o dragoste necondiționată, și-a sacrificat propriul fiu? De fapt, ar trebui să întrebăm: care este semnificația acestor lucruri? Care este scopul? Care este planul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu l-a trimis pe unicul său fiu, Domnul Iisus Hristos, să moară pe cruce pentru a face pe placul unui Dumnezeu mânios. Jertfele omenești nu au fost niciodată în planul sau intenția lui Dumnezeu. Nu vom găsi niciun verset în Scriptură în care Dumnezeu să aprobe jertfirea vieții omenești. Dar la ce se referă creștinii când vorbesc despre sângele lui Iisus Hristos? Despre ce vorbesc când cântă despre sângele vărsat al lui Iisus și despre curățirea prin sângele lui? Adevărul este că mulți merg la biserică an la rând fără să se gândească prea mult la ceea ce aud. Ei știu că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor și că sângele lui a fost vărsat la cruce pentru ca ei să fie curățiți de păcate. Mulți cred lucrul acesta fără să înțeleagă adevărata semnificație. În continuare, vă voi prezenta o listă de cuvinte. Voi încerca să vă arăt, din cuvântul lui Dumnezeu, că sângele lui Iisus Hristos este foarte important în planul și gândul lui Dumnezeu. Vom vedea că sângele este menționat sau este în legătură cu fiecare aspect teologic al mântuirii noastre. Vom parcurge câteva fragmente din Scriptură și vom vedea cum aceste cuvinte pe care vi le voi enumera sunt legate de sângele lui Iisus. Dar vom vedea și aplicația practică a acestora. Vă voi arăta de ce sunt atât de importante aceste lucruri pentru viața voastră. Mai întâi, să deschidem Biblia la prima epistolă a lui Petru. În capitolul 1 putem vedea că răscumpărarea noastră este legată de sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă vă amintiți, în cartea Leviticul este scris că viața trupului este în sânge. Dacă v-ar goli cineva toate venele și toate arterele de sânge, chiar dacă ar pune în locul lui cherosen sau benzină de calitate superioară, tot nu ați mai mișca. De ce? Ați fi morți fără sânge. Sângele nu poate fi înlocuit cu nimic, pentru că viața trupului este în sânge.
Prin urmare, când spunem că Iisus Hristos și-a vărsat sângele pe cruce pentru noi, aceasta înseamnă că și-a dat viața pentru noi. Această jertfă este împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Când Ioan Botezătorul spune că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el vorbește despre jertfa supremă. Nu este un lucru pus la punct de om, ci este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a asigurat astfel ispășirea păcatelor întregii omeniri. Revenim la 1 Petru, capitolul 1, și citim de la versetul 18 la 21. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Ce înseamnă toate acestea? Ce înseamnă a răscumpăra? A răscumpăra înseamnă a cumpăra înapoi ceva ce a fost al tău. Dacă ducem un lucru la o casă de amanet, pentru a lua înapoi, trebuie să plătim o sumă de bani. Aceasta este răscumpărarea obiectului respectiv. Când Biblia spune că noi am fost răscumpărați, aceasta înseamnă că moartea lui Iisus Hristos pe cruce și sângele vărsat de el pe cruce au fost calea prin care a decis Dumnezeu că ne poate cumpăra din nou pentru el. Întrebarea firească acum este, de unde să ne răscumpere? Trebuie să fiți atenți la următorul lucru. Dumnezeu nu ne-a cumpărat de la Satan. Vă voi explica în continuare ce a făcut Dumnezeu prin moartea lui Iisus Hristos, care prin sângele vărsat și-a dat viața pentru noi. Păcatul l-a despărțit pe om de Dumnezeu. Omul trebuia readus în relație cu Dumnezeu. Dar legea lui Dumnezeu spune că sufletul păcătos va muri. Plata păcatului este moartea. Prin urmare, era necesară o plată pentru păcat. Care este această plată? Această plată este o viață. A cui? O singură viață putea fi dată ca plată pentru păcat. Viața Fiului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că viața tuturor oamenilor fusese otrăvită de păcat. Prin urmare, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său, Iisus, să plătească datoria păcatelor noastre, să sufere pedeapsa în locul nostru. Prin urmare, Iisus a îndeplinit cerința legii lui Dumnezeu, care spune că plata păcatului este moartea. El a ispășit pedeapsa impusă de Tatăl. Răscumpărarea este acțiunea prin care Dumnezeu Tatăl ne-a cumpărat prin moartea Fiului Său. Aceasta înseamnă că noi suntem ai Lui pentru că a plătit un preț pentru noi. Toți cei care suntem credincioși am fost cumpărați cu sângele lui Iisus Hristos. Am fost răscumpărați prin harul, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Iisus și-a dat viața pentru noi prin sângele vărsat pe cruce. Tatăl a primit această viață ca substitut pentru mine și pentru tine, dragul meu prieten. Să citim acum un alt fragment, de această dată din capitolul 1 al Epistolei lui Pavel către Efeseni. Cel de-al doilea cuvânt din lista pe care v-am propus-o este iertare. Sângele lui Iisus Hristos este esențial pentru iertarea noastră. Să citim versetul 7 din primul capitol al cărții Efeseni. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu a făcut nimic din toate acestea pe baza meritelor noastre, ci a lucrat așa pentru că ne iubește. Aici ni se spune că noi suntem iertați. Să mai citim și versetul 22 din capitolul 9 al cărții Evrei. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Ce înseamnă acest aproape totul? Existau cazuri, și Dumnezeu recunoștea acest lucru, în care oamenii erau atât de săraci încât nu-și puteau permite nici măcar un miel sau o turturea pe care să le aducă drept jertfă.
În aceste cazuri speciale, Dumnezeu le îngăduia oamenilor să aducă altceva. Dar legea cerea foarte clar o jertfă care să implice vărsare de sânge, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Ce înseamnă iertarea aceasta? Am spus că răscumpărarea se referă la faptul că am fost cumpărați înapoi de Dumnezeu. Iertarea înseamnă a da la o parte ceva. Când îi cerem Domnului Iisus Hristos să ne ierte păcatele și El ne răspunde acordându-ne iertarea, El înlătură astfel două lucruri. Unul este vina noastră, cel de-al doilea este pedeapsa noastră. Deci, atunci când Dumnezeu ne iartă, El înlătură vina și pedeapsa noastră. Ați observat deja că sângele lui Iisus Hristos este pus în legătură și cu răscumpărarea și cu iertarea. Nu poate exista iertare de păcat fără sângele lui Iisus Hristos. Nu poate exista răscumpărare fără moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu. Viața lui a fost singura fără vină și fără păcat, singura viață care putea fi acceptată de Dumnezeu ca plată pentru păcat. Niciun om nu ar fi putut aduce această jertfă în locul Fiului lui Dumnezeu, pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Prin urmare, numai neprihănitul Fiu al lui Dumnezeu putea fi jertfit în locul meu și al fiecăruia dintre voi. Cel mai important cuvânt legat de înțelegerea morții lui Iisus Hristos este cuvântul substitut sau înlocuitor. Pentru că Iisus a fost înlocuitorul nostru pe cruce. El a murit în locul nostru. Am vorbit până acum despre răscumpărare și iertare. Prin iertare, Dumnezeu a înlăturat vina și pedeapsa noastră. Noi ar trebui să strigăm de bucurie, pentru că nu mai suntem socotiți vinovați și nu mai trebuie să suferim pedeapsa pentru păcatele noastre și să fim despărțiți veșnic de Dumnezeu. Nu ne mai temem de așa ceva. Să vedem acum care este cel de-al treilea cuvânt. Pentru aceasta vom citi versetul 9 din capitolul 5 al Epistolei către Romani. Vom vedea încă un lucru important care nu este posibil fără sângele lui Iisus Hristos. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem îndreptățiți sau socotiți neprihăniți, prin sângele lui vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi socotit neprihănit sau îndreptățit? Înseamnă a fi declarat nevinovat. Înseamnă a fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă a fi acceptat de El. Închipuiți-vă că intrați în sala de judecată a Dumnezeului suveran și atotputernic, infinit în înțelepciune și cunoaștere. El este omniscient. Dumnezeu se uită la viața voastră și vede tot ce ați făcut în timpul vieții voastre. El vede toate păcatele pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Pentru noi, cei credincioși, aceste păcate au fost iertate. Așa că Dumnezeu ne va declara nevinovați pentru că am crezut în Fiul Său ca mântuitor personal. Suntem declarați drepți, socotiți neprihăniți, chiar dacă noi nu ne simțim neprihăniți. Suntem declarați nevinovați, deși noi știm că am fost vinovați. Mai mult, avem accesul permis înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Atunci de ce să ne mai facem griji cu privire la felul în care gândesc alții despre noi? Ei oricum nu ne cunosc, ci doar cred că știu unele lucruri despre noi. Astfel, cei din jurul nostru emit judecăți pe baza a ceea ce cred ei despre noi. Dumnezeul Atotputernic, Cel care ne cunoaște perfect, ne acceptă așa cum suntem. Aceasta nu înseamnă că purtarea noastră sau vorbirea noastră vor fi întotdeauna acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să facem distinția dintre persoană și purtarea sau vorbirea persoanei. Noi nu suntem ceea ce spunem sau ceea ce facem. Persoana noastră este cu totul altceva. De exemplu, dacă ați întreba un pastor: cine sunteți dumneavoastră? Probabil că ar răspunde: sunt cutare și sunt pastor la biserica. Dar persoana lui nu se reduce la atât. Dacă m-ați întreba pe mine cine sunt, aș răspunde: eu sunt Charles Stanley, un copil al Dumnezeului cel viu. Asta sunt și tot restul este doar balast.
Imaginea pe care o am despre propria persoană nu se reduce la relația mea cu biserica sau cu talentele și abilitățile mele, ci la relația mea cu Dumnezeu. Când spunem că suntem îndreptățiți, noi ne referim la faptul că Dumnezeu ne-a declarat nevinovați pe toți cei care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal prin credința în El. Noi credem că El a plătit datoria păcatelor noastre. Acum suntem socotiți neprihăniți și suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să reținem diferența între persoana și purtarea noastră. Dacă nu înțelegem această diferență, iată ce se va întâmpla. Când vom eșua, când vom păcătui, vom veni la El ca niște persoane înfrânte. Dar noi trebuie să venim la El pe baza relației personale care s-a stabilit între noi și Dumnezeu. Și datorită acestei relații, noi știm că suntem îndreptățiți și acceptați înaintea Lui. Poate că purtarea noastră nu a fost acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Dar ca persoană, pentru că eu cred în lucrarea lui Iisus Hristos la Golgota, știu că sunt acceptat înaintea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, mulți vă luptați cu voi înșivă. Credeți că nu valorați nimic și nu știți niciun motiv ca Dumnezeu să vă iubească. Dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, El v-a iertat păcatele și v-a socotit vrednici de a fi acceptați înaintea Lui. El vă acceptă așa cum sunteți, cu toate greșelile, defectele și lipsurile voastre, cu tot ceea ce vouă înșivă nu vă place la propria persoană. Dumnezeu vede dincolo de toate acestea, vede ce este în inima voastră și sunteți acceptați așa cum sunteți datorită lui Isus. Uneori ne este greu să ne acceptăm pe noi înșine pentru că avem tendința de a ne concentra atenția asupra greșelilor și eșecurilor noastre. Charles Stanley ne-a arătat că acum suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, datorită lucrării lui Iisus de pe crucea de la Golgota. Prin jertfa sa, noi suntem făcuți sfinți și îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Credeți în acest adevăr și îngăduiți-i să vă transforme viața. Vă așteptăm și la următoarea întâlnire, în care vom asculta partea a doua a acestui mesaj. Nu există în Biblie niciun adevăr mai important decât cel referitor la sângele Domnului Iisus Hristos. De la primul verset al cărții Geneza și până la ultimul verset al Apocalipsei, întreaga scriptură este străbătută de firul roșu al planului de mântuire al lui Dumnezeu. Iar acest plan este învăluit în sângele Domnului Iisus Hristos. Acesta este subiectul mesajului de astăzi. Pregătiți-vă ceva de scris, pentru că vă voi da o listă de cuvinte pe care ar fi bine să le notați pentru a reveni asupra lor mai târziu. Dacă veți aplica aceste adevăruri în viața voastră, veți fi creștini mai puternici, veți avea mai multă putere în viața voastră spirituală. Vă invit să deschideți Biblia la prima epistolă a lui Petru, la capitolul 1. Răscumpărarea noastră este legată de sângele Domnului Iisus Hristos. În cartea Leviticul, din Vechiul Testament, Dumnezeu spune că viața trupului este în sânge. Dacă s-ar introduce orice altă substanță în loc de sânge în vasele corpului omenesc, supraviețuirea nu ar fi posibilă. Fără sânge, trupul nostru ar fi mort. Sângele nu poate fi înlocuit cu nimic pentru că viața trupului este în sânge. Să citim versetele de la 18 la 21 din primul capitol al celei dintâi epistole a lui Petru. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan.
El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Ce înseamnă toate acestea? Ce înseamnă a răscumpăra? A răscumpăra înseamnă a cumpăra înapoi ceva ce a fost al tău. Dacă ducem un lucru la o casă de amanet pentru a lua înapoi, trebuie să plătim o sumă de bani. Aceasta este răscumpărarea obiectului respectiv. Când Biblia spune că noi am fost răscumpărați, aceasta înseamnă că moartea lui Iisus Hristos pe cruce și sângele vărsat de el pe cruce au fost calea prin care a decis Dumnezeu că ne poate cumpăra din nou pentru el. Răscumpărarea este acțiunea prin care Dumnezeu Tatăl ne-a cumpărat prin moartea Fiului Său. Aceasta înseamnă că noi suntem ai Lui pentru că a plătit un preț pentru noi. Toți cei care suntem credincioși am fost cumpărați cu sângele lui Iisus Hristos. Am fost răscumpărați prin harul, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Iisus și-a dat viața pentru noi prin sângele vărsat pe cruce. El a fost înlocuitorul nostru pe cruce. Noi știm că suntem copii mântuiți ai lui Dumnezeu nu prin ceea ce am făcut noi, ci prin lucrarea lui Iisus la Golgota. Un al doilea cuvânt pe care aș dori să-l notați este cuvântul iertare. Ce înseamnă iertarea aceasta? Am spus că răscumpărarea se referă la faptul că am fost cumpărați înapoi de Dumnezeu. Iertarea înseamnă a da la o parte ceva. Când îi cerem Domnului Iisus Hristos să ne ierte păcatele, El ne răspunde acordându-ne iertarea. El înlătură astfel două lucruri. Unul este vina noastră. Cel de-al doilea este pedeapsa noastră. Deci atunci când Dumnezeu ne iartă, El înlătură vina și pedeapsa noastră. Noi ar trebui să strigăm de bucurie pentru că nu mai suntem socotiți vinovați și nu mai trebuie să suferim pedeapsa pentru păcatele noastre și să fim despărțiți veșnic de Dumnezeu. Nu ne mai temem de așa ceva. Să vedem acum care este cel de-al treilea cuvânt. Pentru aceasta vom citi versetul 9 din capitolul 5 al Epistolei către Romani. Vom vedea încă un lucru important care nu este posibil fără sângele lui Iisus Hristos. Deci, cu atât mai mult acum când suntem îndreptățiți sau socotiți neprihăniți, prin sângele lui vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi socotit neprihănit sau îndreptățit? Înseamnă a fi declarat nevinovat. Înseamnă a fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă a fi acceptat de el. Închipuiți-vă că intrați în sala de judecată a Dumnezeului suveran și atotputernic, infinit în înțelepciune și cunoaștere. El este omniscient. Dumnezeu se uită la viața voastră și vede tot ce ați făcut în timpul vieții voastre. El vede toate păcatele pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Pentru noi, cei credincioși, aceste păcate au fost iertate. Așa că Dumnezeu ne va declara nevinovați pentru că am crezut în Fiul Său ca mântuitor personal. Suntem declarați drepți, socotiți neprihăniți, chiar dacă noi nu ne simțim neprihăniți. Suntem declarați nevinovați, deși noi știm că am fost vinovați. Mai mult, avem accesul permis înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Atunci, de ce să ne mai facem griji cu privire la felul în care gândesc alții despre noi? Mai contează acest lucru când știm că suntem acceptați de Dumnezeu? Dumnezeul atotputernic, cel care ne cunoaște perfect, ne acceptă așa cum suntem. Un alt cuvânt pe care aș dori să-l notați este cuvântul împăcare. Să citim versetul 10 din Roman 5, capitolul 5. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu. Acum El trăiește pentru ca noi să trăim biruitori în fiecare clip a vieții noastre. Ce înseamnă această împăcare? Să mai citim un fragment din capitolul 1 al Epistolei către Coloseni. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.
Aceasta înseamnă că relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul este de o asemenea natură încât toată plinătatea Tatălui se află cuprinsă în Fiul. Iisus a spus: dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el va împăca acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vin. Ce este împăcarea? Împăcarea este refacerea unei relații. Dacă v-ați certat cu cineva, revenirea la normalitatea relației după ceartă este împăcare. Noi am fost despărțiți de Dumnezeu. Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, noi eram vrăjmașii lui. Știu că unii dintre voi vor spune: dar eu nu am fost niciodată dușmanul lui Dumnezeu. Dar Iisus a spus că oricine nu este cu el, este împotriva lui. Mulți spun că sunt creștini, că nu sunt împotriva bisericii și nici nu sunt dușmanii lui Dumnezeu. Dar trebuie să țineți seama la ceea ce spune Domnul Iisus în cuvântul lui Dumnezeu. Împăcarea se referă la ceva ce s-a întâmplat în viața unor persoane pentru ca ele să revină la o relație potrivită. Noi am fost despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatului prezent în viața noastră din momentul nașterii. Împăcarea noastră cu Dumnezeu a venit atunci când noi am răspuns la oferta de mântuire a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne-a convins de natura noastră păcătoasă și ne-a făcut conștienți de lucrarea lui Hristos care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. În momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, Dumnezeu ne-a adus într-o relație potrivită cu El. Cum este posibil ca un Dumnezeu Sfânt să aducă o persoană păcătoasă într-o relație potrivită cu El? Acest lucru este posibil dacă cineva a plătit pentru păcatul acelei persoane. Păcatele noastre au fost acoperite de sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru mulți oameni care vin la biserică săptămână de săptămână, a veni la biserică înseamnă a da ceva bani, a cânta și a spune o rugăciune, două. Dar biserica nu se reduce numai la atât. Copiii lui Dumnezeu se întâlnesc și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, se roagă, cântă, dar ceea ce este mai important, ei dezvoltă o relație personală profundă cu Dumnezeu. Nu este de ajuns să spuneți: l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. El vrea să aibă o relație personală cu fiecare din voi. Această relație este posibilă și poate fi puternică și eficientă ca rezultat al lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Împăcarea este aducerea noastră în relație corectă cu Dumnezeu. Un alt cuvânt asupra căruia aș dori să ne oprim este cuvântul sfințire. Pentru aceasta vom citi un verset din capitolul 13 al Epistolei către Evrei. Cuvântul sfințire are semnificații diferite pentru diversi oameni. Unii cred că înseamnă ceva, alții cred că înseamnă cu totul altceva. Dar există un răspuns biblic la întrebarea ce înseamnă sfințirea. În biserica în care am crescut eu, exista această teorie conform căreia puteai ajunge la o etapă în experiența și în viața ta de creștin în care nu mai există păcat și nu mai păcătuiești deloc. Cât de mult îmi doream să ajung la această etapă. Numai că Biblia spune altceva. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Adevărul este că noi am venit în această lume cu o fire păcătoasă. Avem o înclinație naturală spre păcat. Chiar și după ce am fost mântuiți, tot mai avem capacitatea de a păcătui. Să citim acum versetul 12 din Evrei 13. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Ce înseamnă să fii sfințit? Ce înseamnă acest cuvânt? Cuvântul a sfinți înseamnă două lucruri: a curăți și a pune deoparte. Curățire de păcat și punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat.
așa spune Biblia. Procesul de curățire de păcat este realizat prin sângele lui Iisus Hristos. El este cel care ne pune deoparte pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi este o persoană extrem de importantă înaintea lui Dumnezeu. În Efeseni, Pavel spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Această expresie înseamnă, în original, că suntem persoane desăvârșite. Poate că voi nu vedeți nimic desăvârșit în voi, dar Dumnezeul atotcunoscător așa vă consideră. Răscumpărarea este un eveniment unic. Iertarea de pedeapsa păcatului se întâmplă o singură dată, dar iertarea este și un proces continuu. Suntem iertați în fiecare zi pentru păcatele pe care, în mod inevitabil, le comitem. Îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu are loc o singură dată. Împăcarea, tot o singură dată. Sfințirea, în schimb, este un proces care începe odată cu mântuirea noastră și continuă toată viața. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este responsabil de acest proces de sfințire. Aș dori să mai citim și un verset din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Cine v-a cumpărat cu prețul sângelui său? Iisus. Să știți că el are o chitanță care arată că în momentul în care l-ați primit ca mântuitor personal, voi ați intrat în posesia lui. El v-a cumpărat și sunteți ai lui. Dragi prieteni, noi nu ne mai aparținem. După ce l-am primit pe Domnul Iisus în inima și în viața noastră, am devenit copiii lui Dumnezeu. Suntem ai lui. Suntem răscumpărați, iertați, împăcați cu Dumnezeu, sfințiți pentru el. Acum suntem în posesia Dumnezeului atotputernic. De aceea suntem siguri că Satan nu ne poate lua în stăpânire. Am fost cumpărați cu prețul sângelui lui Iisus Hristos. Așa că suntem ai lui pentru totdeauna. Credeți că există în toată Scriptura un lucru mai valoros pentru Dumnezeu decât sângele lui Iisus Hristos? Aș mai dori să notați două expresii. Ambele sunt importante. Prima se găsește în capitolul 10 din Evrei. Unul din lucrurile foarte importante legate de sângele lui Iisus Hristos este intrarea noastră la Dumnezeu. Să citim versetele 19 și 20 din Evrei 10. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că după ce l-am primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, avem o cale nouă de acces la Dumnezeu Tatăl. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu venea la Dumnezeu cu jertfe animale. Dar acum, spune autorul epistolei către evrei, Dumnezeu a deschis o cale nouă și vie. Perdeaua din templu s-a despicat de sus până jos, deschizând calea spre Sfânta Sfintelor. Ce înseamnă intrarea în locul preasfânt? Pentru noi, aceasta înseamnă că putem veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu încredere, datorită sângelui lui Iisus Hristos. Vă amintiți ce a spus Iisus în Ioan 14? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Singura cale prin care o persoană pierdută poate veni la Dumnezeu este prin moartea ispășitoare, prin sângele lui Iisus Hristos care iartă păcatele și prin care oricine este acceptat înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii au intrare liberă la Dumnezeu pe aceeași cale. Dacă îmi cere cineva să mă rog pentru el, o fac. Dar eu nu pot înlocui rugăciunea personală cu care fiecare poate veni înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Când și-a vărsat sângele la Golgota, el ne-a curățit și ne-a făcut vretnici de a fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Sigur că noi mai păcătuim. Dacă există în viața noastră lucruri nepotrivite, Dumnezeu ne va cerceta. Duhul lui ne va arăta ce este greșit și ce trebuie îndreptat. Chiar dacă noi putem veni oricând la Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că El ne va da de fiecare dată lucrul pe care îl cerem.
Dar important este că noi avem intrarea liberă la Tatăl prin sângele lui Iisus Hristos și datorită faptului că am crezut în moartea lui substituționară pe cruce. Dacă vă întreabă cineva, cum putem ajunge la Dumnezeu? Puteți răspunde, prin Iisus Hristos. Și aceasta datorită sângelui său, pentru că noi venim la el în calitate de copii curățiți de păcate ai lui Dumnezeu. Ați înțeles cum vă vede Dumnezeu? Dumnezeu vă vede prin perdeaua sângelui lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că sângele lui ne curăță de păcat și datorită lui suntem acceptați de Dumnezeu așa cum suntem. Un alt lucru important pe care aș dori să-l înțelegeți este acela că sângele lui Iisus Hristos este esențial pentru iertarea continuă de păcat. Una este iertarea pentru pedeapsa păcatului, în urma căreia avem răscumpărarea și mântuirea, și alta este iertarea continuă de păcatele pe care le facem încă în viața noastră de fiecare zi. Să citim versetul 7 din 1 Ioan, capitolul 1. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Moartea lui Iisus Hristos a fost un eveniment unic, dar efectul spiritual al acestui fapt este acela că sângele lui Iisus Hristos se revarsă în continuare în viața noastră, curățindu-ne de păcat. Nici mărturisirea, nici pocăința, nici faptele bune, nici dăruirea nu ne vor curăți de păcat. Numai sângele lui Iisus Hristos ne poate curăți de păcat. Să revenim la cartea Evrei și să citim versetul 14 din capitolul 9. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Așa ne putem păstra o conștiință curată, prin sângele lui Iisus Hristos. Așadar, sângele lui Iisus Hristos ne obține răscumpărarea, iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, sfințirea noastră și intrarea liberă înaintea Tatălui. Crucea este mărturia lui Dumnezeu către lumea aceasta, prin care El ne asigură că îi iubește pe toți oamenii și este gata să facă din toți făpturi cu totul noi, dacă oamenii sunt dispuși să-L primească pe Fiul Său, Iisus Hristos, Dumnezeu.